Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutoriale App, numele meu este Mariu și astăzi o să vă prezint o aplicație utilă. Este o aplicație de anunțuri din Marea Britanie, din UK. O găsiți pe Play Store, pe App Store. Nu știu dacă este și pentru Android, dar o să o caut. Dacă în caz este, o să vă lăs link în descriere. Ok. Și pe aceasta este aplicația. S-a deschis. Pe această aplicație găsim multe servicii, multe locuri de muncă. Vedeți, avem antene satelitare, o grămadă de anunțuri sunt aici, foarte utile pentru toți. Chiar e super interesantă aplicația. Dacă, nu știu, aveți nevoie de, nu știu, CSS, card verde și tot așa, angajăm șofer. Multe locuri de muncă interesante. Joburi, tot felul de concerte care vin. Bun, acum să vă arăt cum se face un cont. Aveți posibilitatea să vă conectați cu contul de Facebook. Asta o să fac eu, că ar dura mai puțin. Dacă nu aveți cont de Facebook, dați acolo jos, vă înregistrați, vă puneți numele, adresa de e-mail, tot ce vă cere acolo. Și cam atâta. Bun. Vedeți, aici este profilul meu, cum ar fi, bla bla bla. Anunțurile mele, dacă am ceva active, în așteptare, expirate și tot așa. E gen, nu știu, OLX, dar este mai simplu de folosit. Aici ne explică cum putem adăuga un anunț pe site. Anunțurile sunt toate gratuite, nu trebuie să plătiți. Dacă aveți ceva probleme cu aplicația, puteți să-i contactați pe managerii care se ocupă de site. Termenii și condițiile lor. Vedeți, foarte multe. Ok. Hai să zicem că căutăm ceva anume. Putem da aici frumos. Punem locația de unde vrem să căutăm. Vedeți, avem pe orașe. Hai să vedem în cazul meu. Bă, am trecut de bă. Basildon, Bedford. Deci sunt câteva în mare parte în marile orașe. Ia să vedem Charlesworth. Orașele mai măricele. Ok, alegem aici cazul. Locuri de muncă, cereri de muncă, chirii, bazar. Deci bazar gen. Vezi. Toate sunt scrise în română, deci nu aveți probleme. Dacă nu vă descurcați foarte bine cu engleză și căutați persoane care vorbește limba română, aici găsiți. Adică români. Samsari. Adică. Bun. Hai să trecem mai departe. La ce mai avem? Autoshop. Aici mi se pare că sunt anunțuri cu mașini. Voi explica așa în mare. Da. Oamenii caută mai multe categorii, în sensul categoriile de auto, șoferi, adică și locuri de muncă, alții mai vând și mașini sau altă caută mașini. Așa, ce mai găsim aici? Matrimoniale, pentru cine interesează. Vedeți? Și tot așa, ia să mai vedem. Majoritatea bănuiesc că mai caută chirii și locuri de muncă, asta e în mare parte. Ah, și alte servicii, vezi? Gen, nu știu, antene satelitare, nu știu, servisuri auto, adică mecanici. Vedeți aici găsiți. Și anunțurile sunt pus toate recent. Lumea chiar folosește această aplicație. Super utilă. Eu vă recomand. Este gratuită. Hai să încercăm să punem și noi un anunț ca să vă arăt. Vedeți, aveți posibilitatea să-l puneți. Timp de aprobare durează între 3 și 12 ore, așa valabil 30 de zile. Acesta este ceva mai anunț urgent, va fi mereu pe prima pagină. Da, deci de o promovare mai sporită și tot felul de ofertă. Anunț premium. Ok, homepage. O să fie mereu pe prima pagină, dar costă. În cazul meu o folosesc gratuit.
Hai ce frumos să zicem că, nu știu ce oferim, ce căutăm, nu știu, zicem caut. Casa. Aici scriem despre ce căutăm, nu lăsăm număr de telefon, alegem categoria, locația de unde ne aflăm, o poză dacă este cazul și mai dăm aici frumos și o să se încarce. Și durează, v-am zis, sunt 3 și 12 ceva de genul. A, cam atâta, prieteni, cu această aplicație. Dacă vă plac genul ăsta de aplicații, nu știu, care sunt folositoare și nu știți cum funcționează aplicația sau căutați un anumit gen și nu găsiți, lăsați-mi un comentariu mai jos și eu am să caut niște aplicații utile care să vă ajute și pe voi. Cam atât, prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, apăsați butonul de like, dar și voi încerc să vadă prietenii voștri și rămâneți să ne vedem data viitoare. V-am salutat!